La sfârșitul lunii septembrie, de la Clubul Sportiv Știința Dragonul, Baia Mare, a participat la Cupa Mondială la Taekwondo ITF în Sydney, Australia, sportivul Cristian Popa. Acesta a obținut locul 5 la luptă, 57 de kilograme seniori. La primul meci l-a scos pe campionul mondial din Rusia, a trecut al doilea, iar la treia a dat de un sportiv din Statele Unite. Urmărind meciul și totuși cunoscând arbitraj și cunoscând exact ce se punctează și cum se punctează, totuși a rămas surprins că a câștigat celălalt sportiv. Dar este un rezultat foarte bun, totuși locul 5 la Cupa Mondială, competiție puternică. Sportivul s-a pregătit bine, a concurat bine, toată stima pentru el și toată lauda. Cupa Mondială la Taekwondo ITF de la Sydney a reunit peste 1000 de sportivi.